Doi bătrâni din satul Mitocaș, comuna Mitocu, Dragomirne, au trecut prin momente groaznice. Asta după ce în plină noapte un individ a intrat peste ei în casă, i-a lovit, amenințat și prădat de 1000 de lei banilor din pensie. După efectuarea verificărilor, polițiștii mobilizați în număr mare pentru acest grav caz de tâlhărie l-au depistat și încătușat pe un tânăr în vârstă de 20 de ani, care mai are la activ fapte de furt și tâlhărie. Acesta ar fi acționat împreună cu un complice, care cel mai probabil doar a stat de 6. Peste 20 de polițiști suceveni au organizat o amplă acțiune de capturare a unei persoane bănuite de săvârșirea unei tâlhării asupra două persoane vârstnice, doi bătrâni în vârstă de 93, respectiv 87 de ani, din comuna Mitocu Dragomirne. Mai exact, în seara anterioară, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană necunoscută a pătruns în locuința celor doi, unde ulterior, prin întrebuințare de acte de violență, i-a convins pe cei doi să predea suma de 1000 de lei. Aceștia s-au conformat, însă au fost și loviți de către agresor, care a mai fost însoțit de o persoană, necesitând victimele pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, au fost identificați cei doi. Ulterior, prin mijloace specifice și prin utilizarea unor forțe suplimentare, s-a trecut la capturarea acestora. Unul dintre ei, bărbatul în vârstă de 20 de ani, care practic a condus rezoluția infracțională și a pus în executare întreaga activitate infracțională, fiind localizat la periferia comunei Mitrocu Dragomirnei și ulterior capturat de polițiști. Acesta ulterior a fost prezentat spre audieri, în cauză emițându-se și o ordonanță de reținere pe numele acestuia pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul IPJ Suceava. În cursul zilei de astăzi, suspectul va fi prezentat unității de parchet și ulterior instanței de judecată cu propunere de emiterea mandatului de arestare preventivă pentru 30 de zile. Atacatorul este o veche cunoștință a polițiștilor judiciariști. Acesta a fost cercetat pentru fapte de furt, dar și de tâlhărie încă de când era minor. De altfel, joi, suspectul se afla sub măsura restrictivă a controlului judiciar.